Dragi prieteni, după această călătorie minunată cu drona pe aleile grădinii botanice din Jibou, care pare un spațiu de pe o altă planetă. Sigur, este una dintre cele mai interesante grădini botanice din România, o grădină botanică situată pe fostul domeniu al unor nobili maghiari din Transilvania, undeva aproape de Zalău. După această călătorie fermecătoare, vă invit să ne gândim împreună la mesajul pe care ni-l transmite micul prinț, eroul cărții lui Antoine de Saint-Exupéry, și vă sugerez azi, în această oră împreună, să căutăm împreună sensurile experiențelor din Micul Prinț, ale acestuia în relație cu natura. Iată ce zice Micul Prinț despre floarea lui, care este și ea unul dintre personajele importante ale cărții. Peste puțin timp,
Aveam să cunosc această floare mai în amănunt. Pe planeta micului prinț crescuseră dintotdeauna flori ca toate florile, împodobite cu un singur rând de petale și care se mulțumeau cu foarte puțin loc și care nu deranjau pe nimeni. Răsăreau dimineața printre ierburi și pe urmă seara se stingeau. Aceasta însă încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă nu se știe de unde, iar micul prinț supraveghease îndeaproape creșterea noii mlădițe, care nu se asemăna în vreun fel cu celelalte mlădițe. Se putea să fie un soi nou de baobab. Arbustul însă, la puțină vreme, se opri din creștere și începu să pregătească o floare. M-am întrebat mereu ce specie era oare floarea micului prinț. Toate indiciile, inclusiv eroul nostru și interlocutorul lui, spun că e vorba despre un trandafir. Iar botaniștii care au citit și au comentat textul acestui roman și care au studiat și desenele lui Saint-Exupéry certifică faptul că este vorba despre un trandafir. Și sigur, botaniștii au întotdeauna dreptate atunci când e vorba să sesizeze detaliile semnificative, totul pentru că ei fac observație directă. Dar care să fi fost oare rostul pentru care Saint-Exupéry a ales ca floarea micului prinț să fie un trandafir și nu un mac? La un moment dat, micul prinț face comparația între trandafir și mac. Dar trebuie să vă spun un secret de teoria literaturii. Nu o să știm răspunsul cu precizie niciodată. Chiar dacă găsim indicii în textele, în manuscrisele lui Saint-Exupéry sau în alte surse, în desenele lui, putem bănui însă, așa fac cititorii cu oarece experiență, putem bănui că este vorba despre un trandafir, pentru că trandafirul există în istoria lumii de pe anul 2300 înainte de Hristos, fiind atestat inclusiv la curtea unui rege sumerian, la curtea lui Sargon. În Europa, trandafirul se spune și există date certificate istoric, ar veni odată cu Alexandru Macedon, cu Alexandru cel Mare, care a trăit între 356 și 323 înainte de Hristos și, așa cum știți cu toții, a fost unul dintre primii mari conducători militari din istorie. De altfel, cuceririle lui i-au făcut pe macedoneni stăpâni ai Orientului apropiat. Dacă așa zic probele istorice, probele verificate, există trandafiri și la Homer. Atunci când Homer o prezintă pe zeița dimineții, pe Aurora, care ne spune Homer, picta cu degetele de trandafiri culorile fiecărui răsărit și ale lumii. Însă cei care consacră trandafirul sunt trubadurii medievali, poeții, cântăreții din Evul Mediu. Pe de altă parte, este celebră comparația pe care o face ceva mai târziu Dante Alighieri între dragostea paradisiacă
și centrul unui trandafir. Nu pot să nu-mi amintesc și de un sonet al lui Shakespeare. De altfel, în multe dintre sonetele lui, trandafirul apare, dar chiar în primul sonet, și lăsați-mă să vă citesc câteva versuri din traducerea Lidiei Vianu, din sonetul întâi al lui Shakespeare. Îi vrem pe cei frumoși rodind, am vrea un trandafir când toamna la pleacă, dar încă-i viu să lase în urma sa parfum, culori, în muguri noi să treacă. Mai trebuie să știți, de asemenea, că trandafirul nu este exclus din simbolismul creștin, unde își păstrează sensul perfecțiunii. Și de asemenea că există numeroase legende legate de apariția trandafirilor, multe dintre acestea originându-l, oferindu-i origine divină. Trandafirul alb, despre care se spune că ar fi apărut primul, cuprindea talia zeiței Venus, zeița Afrodita, zeița iubirii, zeița Afrodita pentru greci, zeița iubirii, deci. Și devenea roșu tot printr-o intervenție divină. Afrodita se înamorează de Adonis, dar din gelozia lui Ares, Adonis este omorât, iar trandafirii albi sunt pătați cu sângele acestuia și devin roșu. De aici, de altfel, vine și diferența de mesaj între cele două roze. Trandafirii albi, pe de o parte, au încărcătura inocenței, în vreme ce trandafirii roșii ai pasiunii. Nu este certificat, dar este probabil că trandafirii au dat numele insulei natale, a zeiței Atena, pământul sacru, Rodos. Și tot trandafirul era recunoscut de zeița înțelepciunii ca simbol al echilibrului între frumusețe pe de-o parte, inteligență pe de altă parte și iubire. Și faptul că zeul războiului la romani, adică Marte, era pe vremuri de pace protectorul grădinilor. Nu este o întâmplare. Marte se spune că s-ar fi născut dintr-un trandafir. Da, să ne întoarcem la Micul Prinț și mă întreb și vă întreb ce semnificație are trandafirul în Micul Prinț. Cred că trandafirul este simbolul esenței, al sensului vieții. Și uitați cum pot dovedi. Ajutat de chiar declarația din roman. Oamenii de pe meleagurile tale, zise Micul Prinț, cresc 5.000 de trandafiri în aceeași grădină și tot nu găsesc ce caută. Nu găsesc, i-am răspuns eu. Și totuși ceea ce caută ei ar putea fi găsit într-o singură floare sau strop de apă. Așa este, i-am răspuns. Și Micul Prinț adăugă. Ochii însă sunt orbi. Cu inima trebuie să cauți. Aș mai adăuga încă un lucru pentru că suntem în postul Paștelui. Aș vrea să vă reamintesc că alăturarea spinilor și a florii minunate trimite la viețile sfinților. Pe de altă parte, trandafirul a fost în istorie și un simbol al războiului.
Nu mai amintiți-vă de războiul celor două roze de la finele secolului al XV-lea. Războiul pentru tronul Angliei între susținătorii casei de Lancaster și cei ai casei de York. Da, e de spus că numele acesta, războiul celor două roze, nu a fost și folosit în perioada în care a avut loc conflictul, ci mult mai târziu, pentru că explicația vine din faptul că formele, blazoanele celor două case regale, roza roșie de Lancaster și roza albă de York, ar fi fost forțele beligerante. Și încă un lucru, în alchimie, trandafirul avea o semnificație dublă. Trandafirul alb și trandafirul roșu, pe de altă parte, erau motivele primordiale. Știu că ar trebui să revenim la partea de conținut a întâlnirii noastre, centrată pe botanică. Dar înainte de a reveni, aș vrea să două, trei fraze, să vă amintesc o idee care înseamnă tot atașament față de natură în Micul Prinț. Zice la un moment dat acesta: e ceva ce ține de disciplină, mi-a spus mai târziu Micul Prinț. După ce ți-ai terminat toaleta de dimineață, trebuie să faci cu grijă și toaleta planetei. Trebuie să te ocupi mereu de smulgerea baobabilor, de îndată ce îi deosebești de arbuștii de trandafiri, care arată asemănător când sunt foarte mici. E o activitate plicticoasă, dar foarte ușoară. E aici o invitație explicită de a ne reconecta cu natura, de a deveni conștienți de lumea din jurul nostru și de a redescoperi cumva viața de pe planeta noastră. Și cred că lectura acestui mic roman oferă de fapt și o călătorie senzorială și educativă în parcul, în pădurea, în grădina noastră și, în general, în natură. Micul Prinț poate fi citit și ca un ghid care ne vorbește despre valorile acestui triptic fundamental: educație, artă, natură. Iar acest triptic ar trebui să fie în ADN-ul omului de azi, în ADN-ul omului responsabil. Ei bine, să lăsăm teoriile și să vedem cum reușim să distingem arborii între ei, în funcție de frunzele lor, de tipul lor de creștere, de înălțimea lor. Și ar trebui și aici să vă citez un fragmentel din Micul Prinț. Numai că semințele sunt imposibil de văzut. Ele dorm în străfundul pământului până când se trezește vreuna dintre ele. Atunci începe să se întindă și se ivește la soare, mai întâi cu sfială, un firicel plin de farmec și inofensiv. Dacă e vorba de un fir de ridiche sau de trandafir, îl poți lăsa să crească în voie. Dar, dacă e vorba despre o plantă rea, trebuie să o smulgi imediat de cum ai izbutit să o descoperi. Or, pe planeta Micului Prinț existau niște semințe teribile. Erau semințe de baobab. Pământul planetei era infestat. Or, de un baobab, dacă afli prea târziu,
Nu te mai poți descotorosi vreodată. Invadează toată planeta. O străpunge cu rădăcinile. Iar dacă planeta este prea mică și dacă baobabii sunt prea mulți, o fac să explodeze. Nu pentru că este traducerea mea din Micul Prinț apărută la editura Cartes, ci pentru că încărcătura de emoții a acestei cărți este atât de importantă încât de fiecare dată când recitesc, descoper noi semnificații. Da, referitor la dimensiunea botanică, la lectura din perspectivă botanică, ce trebuie să știți cu toții este că toate tipurile de copaci joacă un rol important în ecosistemul nostru și există peste 60.000 de specii de copaci de toate formele, de toate dimensiunile, de la cedri maiestoși, la pom fructiferi sau la arbuști. Iar identificarea diferitelor tipuri de copaci depinde, de obicei, poate fi făcută prin examinarea frunzelor și prin examinarea scoarțeilor. Unele tipuri de copaci au frunze ovale, largi, mari. Unele au frunze în formă de stea, iar alți copaci, mereu verzi, au frunze în formă de ac. Toate speciile de copaci sunt clasificate în două tipuri principale. Copacii foioși și copacii veșnic verzi. Arborii de foioase și pierd frunzele într-o anumită perioadă a anului, de obicei toamna, în vreme ce copacii veșnic verzi își păstrează frunzele pe tot parcursul anului. Arborii de foioase, precum acesta, sunt genul de copaci care își pierd frunzele, cum spuneam, într-o perioadă specifică a anului. În America de Nord, în Europa și în zonele temperate, copacii de foioase, precum stejarul, nucul, mesteacănul, își pierd frunzele toamna, în vreme ce în țările tropicale, speciile de arbori de foioase își pierd frunzele în timpul timpurilor uscate. Speciile de arbori veșnic verzi, precum molidul, pinul, bradul, își păstrează frunzele, așa cum arată numele, pe tot parcursul anului. Identificarea în arbore este de obicei posibilă examinând frunzele. Și iată, aici câteva frunze. Există trei tipuri de frunze de bază. Frunze late, ace și solzi. Cele mai multe, dar nu toate plantele de foioase, au frunze late care pot fi în toate formele și dimensiunile. Pot fi ovale, rotunjite, lungi, înguste, triunghiulare sau în formă de inimă. Mulți copaci veșnic verzi, precum coniferele, pinii, molidul, au frunze în formă de ac. Acestea pot fi lungi, subțiri, drepte și pot crește în grupuri. Uneori acele pot fi ace moi care cresc pe crenguțe. Unele tipuri de copaci veșnic verzi, cum ar fi ienupărul, cedrul, au frunze asemănătoare scărilor. Frunzele lor arată mai mult ca niște solzi decât ca niște ace. Există și alte modalități de a identifica copacii după frunze.
frunze opuse cresc direct unul peste altul pe tulpina frunzei sau frunze alternative cresc în mod eșalonat, alternând de-a lungul tulpinii. Și vă propun în continuare să vedem câțiva dintre copacii comuni care cresc în păduri, pe câmpuri, în grădini, în zone rezidențiale. Și aș începe cu mesteacănul. Mesteacănul argintiu este un copac de foioase de dimensiuni medii, cu coaja albă. Mestecenii pot fi ușor de identificat, deoarece scoarța lor este adesea albă sau de culoare argintie, iar ramurile lungi înclinate au frunze mici și subțiri. Mestecenii au frunze în formă triunghiulară cu o margine ușor zimțată. Și aici vă arăt un arțar. Este vorba despre arțarul japonez, care este un copac de foioase mic, cu multe soiuri care cresc de altfel în întreaga lume. Arțarii, așa cum vedeți, sunt copaci foarte frumoși, cu frunze late. Arțarii au o scoarță brăzdată de maro închis, au fructe mici și crenguțe înguste de culoare maro-roșiatică. Deși arțarul este în mod obișnuit asociat cu Canada, majoritatea speciilor sunt originare din Asia, iar cea mai comună specie de arțar din Europa este arțarul sicomor. Arțarii pot fi arbuști lemnoși care cresc aproximativ 3 metri înălțime sau copaci mari, maestuoși de până la 45 de metri înălțime. Iar cea mai obișnuită caracteristică de identificare a arțarilor se face prin examinarea frunzelor lor lobate care cresc opuse pe ramuri. Să vedem și frasinii. Ei bine, frasinii sunt de dimensiuni medii până la mari. Au o coroană rotunjită de frunze, de o culoare verde închis. Au frunze lanceolate, pinate, care cresc în grupuri de 5, 7 sau 9. Majoritatea speciilor de frasin maturi au scoarța cenușie cu un model care arată ca o plasă, iar cele mai multe soiuri de frasin cresc între 15 metri și 24 de metri, mai ales în zone înțorite. Frasinul este o specie de copac originară din America de Nord și este un copac comun în parcuri din toată lumea, în păduri de foioase, dar și în cartiere rezidențiale. Cum îi identificăm? Frasinii au frunze mari, compuse pinat. Au o formă, frunzele lor au o formă îngustă, ușor ovală, au de obicei 5-6 pliuri. Frasinii maturi au o scoarță cu creste care formează desene de diamant, iar ramurile de frasin cresc opuse unele de altele. Să vedem mai departe stejarii. Stejarul trăiește într-o gamă largă de habitate și reprezintă copacul național al multor țări, nu doar al României. Sunt foarte întâlniți în America de Nord și în Europa. Există de altfel peste 90 de specii de stejar în Statele Unite. Se împart în două grupe, stejar albi și stejar roșii.
Stejarii albi au coaja de culoare gri și frunze cu lobi rotunjiți. Stejarii roșii au scoarță de culoare mai închisă și frunze cu lobi ascuțiți. Majoritatea speciilor de stejar sunt foioase și câteva sunt veșnic verzi. Stejarii pot fi identificați după frunzele lor lobate, cu vârfuri ascuțite și altele puțin rotunjite, și mai pot fi identificați după faptul că stejarii produc ghindă. Niște nuci în formă ovală așezate într-o structură mică, asemănătoare cupei. Pentru a identifica stejarii, trebuie să căutați scoarța care are fisuri și crestături adânci și oferă în felul acesta un aspect solzos. Culoarea scoarței stejarilor variază de la gri albicios la întunecat, aproape negru. Frunzele lor, cum spuneam, adânc lobate, au vârfuri ascuțite sau rotunjite. Să vedem și cedrul. Cedrii sunt arbori mari de conifere, veșnic verzi, au frunze asemănătoare a celor care sunt aranjate în spirală pe ramuri lemnoase parfumate. Cedrii sunt originari din regiunea mediteraneană. Au un tip de lemn de esență tare și pot crește foarte înalt, unele specii ajungând până la 50 de metri înălțime. Cedrii au frunze solzi care cresc în grupuri spiralate de culoare verde închis sau verde albăstrui. Ar putea exista între 15 și 45 de ciorchini pe lăsari scurți care alcătuiesc frunzele pe ramuri. Și e nupărul, care este adesea confundat, chiar numit cedru, deși aparține unui alt gen de familie. Ienupărul este un copac veșnic verde. În funcție de specia de ienupăr, frunzișul poate fi moale sau poate avea ace înțepătoare, iar unii dintre arbuștii de ienupăr cu creștere redusă, de dimensiune mică, au ace argintii. Majoritatea speciilor de ienupăr au frunze asemănătoare acului când sunt tinere, imature, care cresc în scară pe măsură ce copacul ajunge la maturitate. Să vedem și salcia, atât de populară, de altfel în România. Salciile sunt foioase și arbuști care preferă solul foarte umed. Sunt foarte ușor de identificat prin ramurile lor lungi, căzute, acoperite cu frunze ovale alungite. Plantele cu frunze lemnoase din familia salciei pot fi arbuști cu creștere redusă sau copaci de dimensiuni medii. Există aproximativ 400 de specii de salcie. Salciile pot fi copaci mari, salcia plângătoare, sau copaci pitici, sau plante cu aspect de arbust târător, care au o creștere mică. Una dintre caracteristicile foarte interesante ale frunzelor de salcie este culoarea lor. Frunzele pot fi de culoare galben-verzuie, verzuie-albăstruie sau roșiatice. Frunzele de salcie sunt
simple, alungite, au marginile zimțate și ele sunt ultimele, printre ultimele, care își pierd frunzele toamnă. Să vedem și pinii. Pinul este un conifer veșnic verde. Are o creștere rapidă și un copac cu o viață lungă. Pinul este adesea folosit ca arbore ornamental și este un tip de plantă rășinoasă, probabil cel mai cunoscut conifer. Pinii produc niște conuri dure, iar frunzele lor sunt ciorchini de frunze de ac. Pot crește înalți și drepți până la înălțimi de 81 de metri. Trunchiurile înalte, drepte și acele ca și frunzele în formă de ace, care cresc lângă vârfurile ramurilor, îi fac foarte ușor de identificat. Ce credeți că e acesta? Un mahon. Există multe specii de mahon. Este un tip de copac de segvoia care e renumit pentru duritatea și boabele sale drepte. Are un lemn bogat de culoare maro-roșu care devine mai întunecat cu vârsta. Frunzele copacului de mahon, pentru a le putea identifica, au o formă ovală și cresc opuse una de cealaltă pe tulpină. Și arborii de tec. Tecul tropical este un copac mare de foioase, e cunoscut pentru calitatea lui specială, a lemnului lui, pot ajunge până la 40 de metri înălțime, iar frunzele sunt foarte subțiri. Sunt mari, ovale, au o suprafață și margini netede, deci ușor de recunoscut și arborele de tec. Ce credeți că e acesta? Îl știți cu toții, probabil. Este un nuc. De altfel, nucii sunt poate cei mai cunoscuți, atât pentru frunzele lor, dar mai ales pentru fructele lor comestibile, care sunt așa delicioase și sunt și foarte sănătoase. Nucii tind să fie copaci masivi, care cresc între 10 și 40 de metri înălțime și sunt, așa cum știți cu toții, foarte răspândiți. Au în general o scoarță aspră cu adâncituri profunde, iar crestele din scoarța lor sunt așezate vertical în sus și în jos pe trunchi. Culoarea scoarței de nuc poate varia de la gri deschis până la maro închis, iar frunzele sunt așezate alternativ și sunt alcătuite din pliuri care cresc una în fața celeilalte. Și un copac care tocmai a florit în această primăvară, cireșii. Cireșii au multe soiuri care includ pomi fructiferi comestibili, pomi ornamentali, copaci plângători și pitici. Cireșii sunt, fără îndoială, copaci spectaculoși care înfloresc primăvara și există, de altfel, sute de soiuri. Speciile de cireș sunt clasificate după fructele sau după florile lor. Există cireși dulci, vișini, copaci ornamentali de flori de cireș, precum copacul japonez de floare de cireș și cireșul Yoshino.
Cireșii au flori roz albicioase primăvara, spre sfârșitul lunii martie și mijlocul lunii aprilie, și așa cum ați văzut cu toții, acoperă ramurile goale înaintea frunzelor. Cireșii au frunze ovale, verzi, lucioase, cu vârfuri ascuțite și margini dințate, pot fi identificați prin scoarța lor maro până la gri, au tăieturi orizontale pe scoarță, frunzele de cireș sunt de formă ovală, au vârfuri ascuțite și au o culoare verde intens. Primăvara, cireșii sunt ușor de identificat, grație acestor minunate flori roz-alb. Ce este aceasta? Este o floare de magnolie, Magnolia de Sud, Magnolia grandiflora, care crește ca un arbust cu mai multe tulpini sau ca un singur arbore trunchi. Se caracterizează prin florile sale parfumate roz, violet, galben, alb, frunzele lucioase care par dintr-un material precum pielea, au fructe asemănătoare conului. Magnoliile pot fi foioase sau veșnic verzi, în funcție de zona lor de creștere, existând aproximativ 125 de specii de magnolie adaptate pentru creșterea în majoritatea zonelor. Numai în Statele Unite au fost identificate 8 specii de magnolii. Cele mai populare tipuri de magnolii sunt Magnolia de Sud, Magnolia stelată și Magnolia farfurioară. Majoritatea soiurilor de magnolie se dezvoltă în plin soare sau cu umbră redusă. Arborii și arbuștii de magnolie se adaptează la diferite tipuri de sol și cresc bine atât timp cât solul este bine drenat. Și nu în ultimul rând, baobabi, cei invocați drept plantele rele de către micul prinț. Baobabul este endemic în sudul Saharei. Dar pentru că poate trăi de la nivelul mării până la aproximativ 1200 de metri în altitudine, poate fi găsit pe întreg continentul african. Dacă ai timp și ai ocazia să ajungi în Parcul Național Kruger, în sudul Africii, merită să ajungi pentru că vei vedea cei mai spectaculoși baobabi. O particularitate pe care o are acest copac, precum și mulți alții care sunt nevoiți să trăiască în condiții climatice similare, este că vara își pierd frunzele. Însă de când începe sezonul ploios, acestea reapar. E o măsură pe care au adoptat-o pentru a evita pierderea masivă de apă care ar avea loc în sezonul cel mai fierbinte și cel mai înguscat al anului, punând viața copacului în pericol. În perioada în care plouă și temperaturile sunt ceva mai plăcute, această specie are frunze compuse din pine și piante largi și lungi de culoare verde. Poate crește până la o înălțime mai mare de 20 de metri, iar trunchiul său poate măsura mai mult de 40 de metri grosime. Nu credeți că este impresionant? E mai mult decât majoritatea copacilor. Un alt fapt curios este că s-au găsit exemplare
care au trăit până la 400 de ani. Când înfloresc totuși baobabii? Florile lor sunt albe, au forma unei mâini, lucru care îi dă numele de digitată, care înseamnă cu degete. Ele au aproximativ 12 cm în diametru și mai întâi încolțesc când arborele are aproximativ 20 de ani. Polenizatorii lor sunt lilieci, astfel încât, din păcate, mirosul pe care îl degajă nu este plăcut. Acestea germinează doar la exemplarele adulte. Dacă vorbim despre fruct, acesta este cunoscut sub numele de pâine de maimuță sau dovleac din Senegal și are o formă rotunjită, e destul de mare, având aproximativ 15 cm în diametru. Ca să nu vă mai temeți de baobabi, așa cum se temea micul prinț, vă invit în continuare să vedeți câteva minute de filmare cu acești copaci stranii și totuși minunați. Și nu uitați, unii dintre ei trăiesc pe această planetă de acum 4.000 de ani. Cu bine și sigur, dacă aveți timp, ne vedem de la 7 peste câteva minute, așadar, din nou, pentru a desluși ce înseamnă emoții, ce înseamnă dragoste, ce înseamnă prietenie pentru micul prinț. Cu bine, prieteni!